În următoarele minute vei afla direct de la renumitul chirurg Radu Zamfir ce este un hemangiom, un ghem de vase de sânge, uneori semnele din naștere sunt hemangioame, care este pericolul ca el să-ți apară pe ficat, deci să fie un hemangiom hepatic, și vei vedea cum medicul îl scoate printr-o tăietură atât de mică. Medical asta se numește rezecție laparoscopică. Totul, consult, investigații, operații și recuperare s-au întâmplat în Spitalul Medicover, iar pacientul este un erou al Revoluției din decembrie. O să vedeți, unul adevărat, motiv pentru care atât medicul cât și spitalul i-au oferit această operație pro bono. Ești pe Pacientul 2.0, locul unde înveți despre sănătate pe limba ta și toate lucrurile sunt validate de medici. Abonează-te chiar acum dacă ai venit nou și dă click pe acel clopoțel ca să fii la curent cu tot ce e nou. Hai să-l vedem pe domnul doctor în fața blocului operator de la Spitalul Medical. Aseară am operat un caz mai aparte și anume aparte din mai multe motive. Un motiv este că se încadrează în seria de operații pe care le-am efectuat pro bono în acest spital. Al doilea lucru important despre acest caz este că este vorba despre un om care a participat și a încasat efectiv gloanțe pentru noi ceilalți la Revoluție. Și al treilea motiv este faptul că se încadrează într-o patologie mai aparte și anume a chirurgiei hepatobiliopancreatice. Ceea ce este de reținut și este important este faptul că acest tip de chirurgie laparoscopică se realizează prin niște orificii mici, prin care se introduc niște instrumente, se creează o cameră de lucru insuflând bioxid de carbon în cavitatea abdominală, care devine o cavitate reală dintr-o cavitate virtuală, urmând a efectua toți timpii intervenției cu acele instrumente. Iar piesa de rezecție, în cazul de față, a fost extrasă printr-un orificiu foarte mic. Toate acestea contribuie la o recuperare cât mai rapidă a pacientului. Cât durează recuperarea în mod normal? În mod normal poate dura și o săptămână, poate chiar mai mult decât o săptămână. Deci pacientul se află în continuare aici în Spitalul Medicover. Este în continuare, dar în aceste condiții, acest tip de intervenții pot reduce perioada de spitalizare la 3-4 zile. El, practic, acest hemangiom este o tumoră benignă. Mai la expus este ca un ghem de vase sanguine care treptat poate crește până la dimensiuni mari, producând probleme reale pacientului. Și practic i-ați scos o tumoră benignă, deci nu canceroasă, pacientului printr-un orificiu și un tub băgat în el, corect? Da, practic au fost mai multe tuburi de dimensiuni mici, dar extragerea s-a făcut printr-un orificiu foarte mic, ceva de 2 cm, undeva la 2 cm. Asta, cum vă spuneam, permițând o recuperare foarte rapidă a pacientului. Chiar spectaculoasă, aș putea spune. Iar tumora era pe ficat și ce dimensiune avea? Tumora avea niște dimensiuni mari, undeva pe la 10 cm, dar respectând pașii intervenției, aceasta poate decurge fără surprize. Era un hemangiom, avea 8 cm pe 8 cm, destul de mare. Ce a fost înainte, nu pot să vă spun că m-au adormit și dânșii și-au făcut treaba, dar după eu am mai făcut operație și la laparoscopic a fost mult mai bine. Deci la mai puțin de 24 de ore mă simt destul de bine. Am apar de la Revoluția din decembrie 89 și am fost împușcat. Sunt unii din luptătorii Revoluției. Rănit. Unul singur a fost și a fost de ajuns. Spre exemplu, a trecut printr-un geam și un ochi sau niște bucăți de sticlă, dar atunci am pierdut și ochi. Și de-aia a fost de ajuns unul singur. Și s-a înfipt în coloana vertebrală, cervical, C3, C4, chiar medical, e făcut un bloc acolo, sunt atelate între ele pentru a securiza măduva. Diferit, am rămas cu hemiplegie pe partea dreaptă. Ochiul, bineînțeles, și ce o să fie pe viitor. Aici sunt rezervele, corect? Da, aici este unul dintre etajele spitalului, da, în care sunt spitalizați pacienții. Așa arată una dintre rezerve. Pacientul este monitorizat în permanență. Ce este acest semn verde de pe ușă?
Acest semn ne indică faptul că pacientul este mobilizabil, că el se poate descurca practic și singur, da, este apt. Galbenul înseamnă că este, să zic așa, puțin dependent, da, față de personalul de medical, iar roșu deja indică faptul că pacientul are nevoie de asistență în permanență. În permanență. Da? Și ea rămâne așa până când se schimbă situația pacientului. Evident, da.